Înscrierile pentru clasa 1 s-au prelungit și în luna septembrie, deși conform calendarului Ministerului Educației acestea trebuiau să fie finalizate până la data de 1 mai pentru ca inspectoratele școlare să stabilească necesarul de posturi didactice pentru acest an școlar. Dacă în orașele dâmbovițene clasele s-au realizat în proporție de 100%, în mediul rural mai sunt disponibile aproximativ 250 de locuri. Da, e adevărat că sunt unii părinți care își înscriu copiii și după 1 septembrie, dar din semnalele pe care noi le avem din teritoriu, planul de școlarizare se va completa, se va realiza.